Botoșeneanul a intrat în grajdul unde era calul pentru a duce apă. Calul l-a mușcat de față, omul s-a prăbușit, iar animalul l-a strivit cu copitele. Strigătele de durere au fost auzite de o rudă care a sunat de îndată la 112. Acesta prezenta un traumatism craniofacial cu fractură de piramidă nazală, un traumatism la nivelul toracelui anterior, cu posibile fracturi costale și traumatism abdominal anterior, traumatism complex al membrelor superioare, cu dilacerare de țesuturi, moi, și traumatism la nivelul bazinului și a membrelor inferioare. După ce a fost stabilizat hemodinamic, pacientul a fost transportat la unitate de primiri urgențe a Spitalului Județean.